Salutare tuturor! Am revenit cu cea de-a doua provocare dată de Dr. Edgar, provocarea Fast Forward. Și v-am întrebat pe Facebook ce ați vrea să fac în sub 2 minute și au fost foarte multe mesaje și foarte multe comentarii spunând că ați vrea să mă vedeți încercând să mă coafez în sub 2 minute. Zic încercând pentru că nu sunt sigură că reușesc să fac chestia asta, mai ales că coafatul nu pot să zic că este punctul meu forte când vine vorba de beauty, așa că o să fie o provocare foarte mare pentru mine și evident trebuie să fac chestia asta în sub 2 minute pentru că în atâta timp se prepară mug cake. Astăzi am ales să vă arăt mug cake. Mug cake este o prăjitură la minut, pur și simplu luați o cană, 50 de ml de lapte și turnați într-o cană, apoi turnați conținutul plicului în cană și amestecați energic și foarte bine până dispar absolut toate cocoloașele și pur și simplu puneți cana la microunde pentru 1 minut și 20 de secunde sau dacă observați că nu s-a copt bine, în funcție de putere, adică depinde foarte mult de puterea cuptorului vostru cu microunde, puteți să puneți până la 1 minut și 40 și 1 minut și 50, oricum sub 2 minute aproximativ și gata. Bun, acum că știți și ce urmează să fac, eu zic să trecem la provocare. Astăzi îmi voi coafa părul în sub 2 minute. Am aici o perie pentru că trebuie să împieptăm părul puțin, dacă este nevoie. Am trișat un pic, recunosc, și l-am pieptănat înainte. Și am aici agrafe de păr. Ce voi face cu aceste agrafe? Pur și simplu voi încerca să-mi fac un fel de coc boho, i-am spus eu. Și chestia asta trebuie să reușesc să o fac în sub 2 minute. Mi-este foarte frică pentru că, sincer, nu cred că reușesc să fac chestia asta sub 2 minute, dar vom încerca. Voi da drumul la timer imediat, stați așa. Bam, start, 2 minute. Ok. Oh, Doamne, simt că nu voi reuși. Să vedem dacă mi iese ceva. Sunt tare curioasă dacă... Gen, hei, salut, uite, trebuie să ies din casă și nu știu ce să fac și cum să-mi prind părul. Eu, sincer, dacă ar trebui să ies din casă și ar trebui să-mi prind părul în sub 2 minute, mi l-aș prinde într-o coadă. Dar... să vedem ce-mi iese. Sunt foarte curioasă să văd ce-mi iese. Și acum... practic, ce fac este să răsucesc șuvițele și să le fac un fel de mini coculețe, încercând să obțin ceva. Nu am foarte mari speranțe pentru această coafură mea. Normal că îți pică ceva pe jos. Bun. Ah, super, asta a căzut. Hei, nu pot să cred că am reușit în sub 2 minute să-mi prind părul. Bine, asta trebuie să văd cum o prind acum. Să stea. Bun, am reușit! Nu pot să cred! Și mai am 18 secunde. Mi-am prins părul, am reușit. Am reușit! O să mai stăm cele 10 secunde. Pentru că mai am o grămadă de timp. Sper să nu mi se desfacă. Ah, s-a desfăcut ceva. Bravo! Vedeți? E bine să aveți 2 secunde în plus. Gata! Stop! Acum mă uităm și o să văd cum arăt cu părul prins. Hei, nu arată deloc rău. Arată chiar drăguț. Și am să mă întorc să vedeți cum arată și la spate părul. Nu e rău. Aici, nu, în partea asta, cred că se putea mai bine dacă profitam de cele 10 secunde în plus. Și da, chiar nu arată așa de rău, adică aș putea să ies așa pe stradă, nu vine să cred. Wow! Hei, mi-a reușit! Chiar nu credeam că o să reușească, chiar aș putea să ies așa pe stradă. Bun, aceasta a fost provocarea, vreau să lăsați un comentariu și să-mi spuneți cum vi se pare, dacă mi-a ieșit bine, dacă mă pricep, dacă mai vreți tutoriale de păr, că se pare că am un talent ascuns de care eu nu știam. Și în același timp vreau să-mi lăsați un comentariu și să-mi spuneți
ce ați face voi în sub 2 minute, adică ce reușiți voi să faceți în sub 2 minute și puteți câștiga un pachet cu toate sortimentele de deserturi Mug Cake și Mug Pudding. Așa că înscrieți-vă la concurs ca să câștigați deserturile și nu uitați să-mi spuneți și hei, mă salută cineva! Și nu uitați să-mi spuneți și cum vi se pare și dacă credeți și considerați că mi-a reușit această provocare. Eu sunt happy, eu chiar cred că mi-a reușit provocarea, sunt foarte fericită. Între timp, nu uitați să intrați pe blogul meu, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook, nu uitați să intrați pe pagina de Instagram și desigur să-i dați un like acestui clip ca să știu că v-a plăcut, pentru că mă ajută să știu și eu exact ce și cum. Și ne vedem foarte, foarte curând cu un nou clip. Pa, pa!